început sezonul? Competițional, da, da. Bine ați venit la Cupa Primăverii, mă bucur să ne vedem sănătoși aici. Am zis că trage. Începem tragerea standurilor, extragerea standurilor. Brăilele, da? Încep la ora 12, când începe concursul, să termine la ora 12, da? Ca să știți. Mai sunt persoane care poate nu au mai jucat la brăile, care nu știu, da? Bun. Mare atenție la ce zice colegul meu, da? Adi Iordache. Santa cu Adi Iordache. Dă bilețelul. Aveți tot și poate doare în Iași, pe Iași, da? Stai, mă, că nu știu ochelari. Încercuiește, mă, că nu bine cu noroc și de aia. Dă-mi ce, 13? 13! Ți s-a adus norocul la ordine. Standul 13, dragilor, ăsta ne-a fost norocul. S-ar putea să fie, să ne țină noroc. Cifra 13, trasă de Adi. Cătă și cu Adi se ocupă de lansete, eu cu Robert de nadă. Am început aici nebunia, începem prin a face repede niște bulgări. Asta este nada, să nu credeți că avem altceva. Căpșuni și Novac pentru nor, parte din micile noastre secrete. Și bineînțeles, bilele Baltacu și așa mai departe. O să revenim cu update-uri, avem alnotigrat, avem de toate. Trebuie băgat aici, făcut mixul. Și e foarte... Vreau să ne văd instalat și apoi mai revenim pe video și mai vorbim. Vă pupăm! Hai cu standul 13! Dragilor, schema de joc e făcută. 4-4-2? 4-4-2. Nu este scris în locul, este foarte frumos. Da, suntem... Știm cum începem, nu știm cum continuăm. Da, rămas un pic, ne-a dat eroare. Dar suntem în grafic, abia așteptăm să se dea start concurs. Este 11.23, mai e până la 12. Și vă vom povesti mai multe după ce ne vedem cu primul pește pe saltea. Băieții pichetează, asta înseamnă echipă, 3 mașini, bagaje, rezerve. Mamă, mamă. Baltacul a pescuit. Rezistența la rău face diferența. Vă arătăm și semnul. Nu faci așa. Vezi cu pontonul, dar nu-l lași.
Hotelul pleacă repede. Dau repede. Ia mă, și nici băieții mi-au scos dincolo. Dragilor, am pierdut primii doi pești. Vă explicăm mai târziu cum și de ce. Și mă, da, miștu mă. Și vine furtuna. Vine furtuna tipic Baltacului. Să trăiască VDM-ul. Ce faci, VDM-ule? Te pup. Ia uite furtuna aici. Ia uite ce vine în cață. Oh, ia uite ce negru e. Ce faci, păpușă? Te-ai negri de nervi? Da. Cam asta e situația, dragilor. Vine furtuna. Scurt pe doi. Nu vor să intre mai mult de atât, în jur. N-are nimic. Hai cu al patrulea, că tăi pe noroc. Ia. Ia uite, ia uite, vezi că a plecat aia. Stai, nu te repezi, că poate și eu, că eu am tot tras cândva, dar nu știu unde. Du-te peste. Doamnele și domnilor, deci a avut loc o dispută verbală. După contrasens. Nu suntem dumne de acord aici nici. Se pare mai micuț. Dacă scoate un 5, eu îmi iau mașina și mă duc să mă îmbăt aici, da, la Mega Image. După ce s-a întâmplat până acum, mă... Auzi? Da. Normal. Mă duc și mă îmbăt și stau pe pragurile alea pe la Mega Image pe acolo. Auzi, dar nu vrei să pestești? Eu v-am zis că pește pe live n-am pierdut până acum. Hai mă că e frumos, are 4. Nu mă, e ok, e frumos, chiar e frumos. Oh, ce frumos e. Are 12. Vezi cu frână. E, nu, că văd că e cu minte. Aduce cu minte așa. Au ce salonțică frumoasă. Hai cu 12. Acesta a fost primul pește pus pe saltea, după numai puțin de 4 trăsături nefinalizate din diverse motive. Ne-am simțit ușurați și fericiți și am uitat complet să-l mai filmăm. 15,8 kg a arătat cântarul și la nici 30 de minute distanță eram deja cu al doilea pește în drill. Și are 24. Să filmezi. Da. Ce mă, stai bunul, da, m-a sunat pe mine. Da. Hai. 20, 525. Frumos. Poate să fie, e bine. E bine, hai și eu o poză cu el. Oameni buni, iată-ne și pe noi în sfârșit așezați pe scaun. Este, cât e mă băieți? 11 fără? Fără un minut. Da, a început concursul astăzi la ora 12. Suntem pe Hermes Periș la Cupa Primăverii. O participare, cum să zic, într-o formulă nouă. N-am mai pescuit împreună. Bine. Și haide să profit și să trecem repede în revistă echipa. Adi, Doamne ajută, Iordache, bineînțeles că știți. Robert Floriani, care este și în club la VLC de ceva timp. Sperăm să aibă o carieră îndelungată. Și Cătălin Stoican, coleg, prieten, om bun la toate. Ce vreți voi? Cel mai bun om de echipă pe care îl puteam avea în această seară. Asta este echipa. Suntem pe standul 13 de pe Hermes Periș. În cadrul acestui concurs, pe sectorul C. Să spunem foarte rapid că este un concurs de calitate, cantitate, cu de toate, aproape chiar fix chips, putem să spunem. Cam ăsta e regulamentul. Deci trebuie să prindem și mult și mare. Păi, să zicem că prima zi a fost foarte, foarte obositoare, da? Am început puțin ghinioniști, am început cu stângul. Da, numărul 13 a fost un pic puțin. Început ca lumea. Da. 4 pești pierduți, din motive care, mă rog, au și ghinion și eu știu ce ar mai fi să fie, lipsă de experiență, nu știu. Un rig s-a rupt, un fir s-a rupt, el fiind aproape nou, s-a rupt în drill, după ce peștele a făcut ranuri la mal, 6-7 ranuri, a 8-a oară, pur și simplu a pocnit firul.
unul sau doi dezgățați pe drum, am verificat monturile, hai să zicem că acolo știți cum e, te adaptezi din mers, lucrezi și așa mai departe. Asta a fost dezamăgire mare, nervii puțin întinși, vă puteți imagina ce a fost în echipa asta, în sufletul nostru, stai, te leșe. Și a fost ciudățel. Iată că... puțin tensionat chiar. Da, nu mai spunem de 4 spoduri încurcate. Da, da, da. Deci dacă ne puneam de acasă peruci și... un scenariu cel mai... care-i crezi, bă, cea mai nenorocită partidă pe care crezi că poți să o ai, n-aș fi zis câte am pățit noi în startul acestui concurs. Nu mi-aș fi imaginat. Spomburi rupte, nu, au fost... N-am reușit să punem o lansetă cum trebuie mult timp. Mult timp, da, da. Și chiar și așa s-am pierdut 4 pești. Noi ne făcusem planuri cu lansete de rezervă, cu toate... Ne-am ținut de plan, dar nimic n-a ținut cu noi. N-am apucat să încep, bine, una era ruptă. Vânt, furtună, ploaie. Doar bulgării ne-au ieșit. Bulgării, nădirea. Nădirea cu bulgări a ieșit bine, dar în rest... Ajungem imediat să vedem ce efect va avea patul de nadă acum în seara asta. În noaptea asta ajungem imediat și la patul de nadă, vi-l explicăm imediat, vă explicăm abordarea. Vreau doar să zic că după cele 4 înfrângeri, deci aveam 4-0 la pauză, am făcut 4-2. Deci ne apropiem de adversar. De 2 la 4 am făcut. 2 la 4, da. Ne apropiem de adversar, avem în acest moment în clasament un 15-800 și un 20-525. Ne bucură pentru că sunt 2 pești mari și noi avem de făcut minim 6 pești pentru a puncta, deci ne mai trebuie 4 până duminică, e clar că e ok. Bun, abordare. Și cum începem și cum am început concursul? Hai să o luăm chiar cu startul. După extragere imediat, încerci să culegi niște informații chiar înainte să ai voie să bagi markerul în apă, da? Nu ai voie să sondezi, nu ai voie să faci nimic până la start concurs. Și așa că începe adunarea informațiilor încă de dinainte. Fie te consulți cu prieteni, cu alți pescari pe care îi cunoști și care cunosc standul și ar putea să-ți dea niște repere. Cam asta am făcut și noi până la start concurs, astfel încât primele lanseuri au fost cu beguri, da? Cu pungi solubile, pe niște repere pe care le aveam și noi de pe aici pe acolo, chiar și de pe net sunt anumite repere, în fine. Da, deci am început cu beguri, un pescuit simplu, la intercepție, fără niciun fel de nădire, și în timpul ăsta am început sondare. Adică așa se face și pare că e o strategie destul de sănătoasă pentru un stand nou. Atenție, n-am mai pescuit niciodată niciunul din noi, nu? Pe standul ăsta. Nici măcar la plăcere. Nici măcar persoanele la care am încercat să culegem informații mai pescuiseră. Adevărat, fix pe standul ăsta, da. Păi e greu să-ți alegi stand 13 așa. Da, stand 13, da, nu-ți vine. Numai, Doamne ajută, putea să tragă. Da, adevărat. Trebuie tras bine ca să dau și de pământ. Ca să facem o paranteză. La start a tras locul 1 la ordine. La ordine, da, de ordine 1. Da. Și la standuri mai puțin 13. Dar hai să spunem că, cum să zic, chiar că a apărut aiurea la început, să știți că echipele foarte valoroase, cu tot respectul, adică trebuie să ne vedem și noi cumva lungul nasului. Nu știu dacă aveam vreo șansă împotriva lor. Spre norocul nostru, echipele foarte valoroase, campionii naționali de la VLC, au picat pe auri, sector, pe sector A și pe același sector se bat între ei. Gândiți-vă că e un avantaj pentru noi care suntem încă la început în lumea concursurilor, adică nu avem foarte multe. Adică care are cele mai multe, adică, de aici de la masă. Pe principiu Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Da, deci nu e chiar atât de rău acest 13 PC-uri. Bun, am început cu peguri, am găsit câteva zone de interes și după sondare și a trebuit să începem să nădim. Am ales să facem aici un pat de nadă în 90-95 de metri, a fost markerul până la urmă, 95 de metri, pe o zonă de tranzit, oricum e un stand de tranzit fără prea multe structuri, am identificat cu greu o structură undeva înspre tablița 14 și la marker, auzisem de ea, dar n-aveam distanțe exacte, pentru că am auzit 2 sau 3 distanțe diferite din informațiile noastre, deci nu n-a fost ceva care să zici, da domnule, 3 surse diferite, toți ne-au zis la fel, nu, a trebuit să o luăm și noi la mână să sondăm, am identificat un pic o structură, dar în rest este un stand destul de gol, cu câteva zone tari și în rest mulmul. Așa că, fiind un stand de tranzit, ne-am pus undeva în 3 sferturi, cum ar veni. Ce lungime avem? 150 maxim? 140-150, cam așa. 145-150, da. Deci am făcut un pat de nadă în 3 sferturi cu bulgări. Bulgării, nadă claumar, punga de 3 kg, am amestecat nadă de novac claumar pentru nor și căpșună și usturoi care știm că place tenului. Hai să facem scurtă și paranteza asta, de ce tenul? A fost cald săptămâna trecută, da? Adi a venit în vizită pe la Baltă, știa că avem concurs. Am făcut cu Cătălin o vizită pe aici să vedem cum stă. O incursiune. Ieri a fost asta. Da.
să ne adunăm niște informații la cald. Și toată lumea prinde atent. Da. Cert este, astăzi... cel puțin eu ce am avut în NAC și mi-a rupt rigul, a fost clar ten. Da. Deci clar a fost ten. L-ai simțit așa. L-am simțit și ten a fost 100%. Așa că nu puteam să ignorăm asta, da? Deci știam că a fost cald, știam că tenul a început să umble și mai mult de atât crapul intră la bătaie. Pe asemenea temperaturi se umple de icre și începe să se bată. Culmea e că a venit Baltacul la pescuit și e frig de mori. Adică uită-te la noi. După și ce s-a schimbat vreme. Nu. După ce ne-a plouat ca lumea. După ce ne-a plouat, a bătut vântul, da? Ne-a și plouat, până... a bătut vântul, a dat soarele, ne-a bătut vântul. Până duminică, minimele vor fi la 6 grade. Deci toată strategia noastră nu că nu e bună, pentru că și crapul poate să mănânce sămânțăraie și prafuri și mai departe. Că am băgat, nu mi-a internat ideea, alună tigrată spartă fiartă, cânepă, porumb de la Claumar, care nu mai e la îndemână, dar o să-l, este o să-l iau eu. Chiar vreau să vi-l arăt, pentru că este un sortiment nou pentru ten. Da, vedeți că are gust de iarbă, dar nu iarbă de aia de care trebuie. Și este deja preparat. Asta am băgat în bulgări, cânepă, porumb, alună, spartă și câteva pelete, tot Claumar pescar. Bineînțeles, sponsorii, susținătorii noștri, care le mulțumim foarte mult. Produse mulțumim, Claudiu! Mulțumim, Claudiu! Produse de calitate, iată că noi avem totuși 4 pești pierduți și 2 pe saltea cu aceste produse. Reclamă sau nu, sunt și rezultate. Și așa am făcut bulgării. După care am trecut un pic la cobră, nu Adi, voi ați dat cu... am făcut un pat mai jos de cobră, de bile. Da, în, cred că în 50-60 de metri, da. Pe care ne-am retras acum seara. Asta face parte din strategia noastră. Deci două lansete sunt retrase, da, cele de sus. Am întreținut și patul de 95 și am creat un nou pat. Pe principiu că e mai multă liniște peste noapte și peștii sunt mai mari. Mai se retrag? Se retrag, stau prin maluri pe aici. Încercăm să-i întâmpinăm și jos, să ciupim cât mai mulți pești. Și cam asta ne este strategia până acum. Ce să zic? Deci ziua am jucat sus, noaptea ne retragem un pic, patul de jos e cu multă bilă. Doar cu bilă, patul de sus cu multă sămânțăraie. Cam asta este, v-am adus cred că la zi, ăsta e tot update-ul de astăzi. Am vrut să-l fac la ora asta pentru că mâine aș fi povestit altfel. Că una e în ziua aia când trăiești toate suferințele, știi? Așa a doua zi mai trece supărarea. Vă dați seama că niciunul dintre noi nu era fericit de ce se întâmpla și eram pe aici, știți, da. Vreau să vă transmit așa emoția asta și gândiți-vă cum e între noi acolo, adică nu te înjur că nu suntem la ușa cortului, dar nici nu te îmbrațe că am pierdut un pește, adică era o supărare așa în aer, era o tensiune ciudată, cam asta e atmosfera și cam atât de multă muncă a fost că nu vă puteți imagina, deci n-am avut timp de, nu știu, de nimic, abia am mâncat. Da, și mai ales a fost nasol că primii doi pești au fost dublu drill și am pierdut pe amândoi. Da, dublu drill și am pierdut pe amândoi. Da, a fost trist, a fost ca un cuțit la rană așa, adică. Da, dar apoi a venit recompensa care ne-a relansat. Așa este, ne-a ridicat moralul, ne-a ridicat moralul. În acest moment ne batem cu standul 16 care și-a făcut deja peștii, dar nu are pești foarte mari. Are un 20, un 10 și restul 3, 4, 5 kg. Adică sunt mici. Avem șanse să-i depășim. Am văzut la ultimul cântar că mai erau două standuri cu niciun pește prins și vecinii noștri cred că au și ei doi, dar sunt un pic mai mici decât ai noștri. Da? Deci suntem acolo, se joacă, este prima seară. Mâine dimineața la cafea le schimbăm la 2 ore, o oră jumate, acum pe noapte o să le lăsăm la 2 ore. Ziua le schimbăm la o oră jumătate și așa va fi, deci nu se doarme. Mai am prieteni care îmi scriu, ce faceți, gata, v-ați liniștit, sunteți la șpriț, vă uitați la meci și noi nici n-am avut timp să mâncăm. Vreau celor care nu știu viața de concurs să înțelegeți că dacă și îți propui să realizezi ceva, nu vii la grătar pe atâția bani, că sunt taxe, sunt cheltuieli. E de muncă la modul ăla. Adică nu se stă. Suntem patru. Dar păi dacă m-aș duce la un concurs individual sau de doi, acolo stai gleznele. Ne chinuim și noi să facem o cafea acum. Anul trecut, efectiv, în ultima noapte cu echipă, eu nu putea să mă mai trezească. Adică dacă nu mă vedea că respir, credea că am murit. Da, când pici, da. Și ar trebui să ne punem ușor în pat.
și să sune alarma, să facem un pic cu rândul, astfel încât să ciugulim 4 ore, 2 cu 2, adică să se trezească odată două persoane, odată două persoane, cred că așa ar fi cel mai ok. Ca să prinzi în 4 ore legat, să nu te trezești din două în două, că ești chiar un... Cam atât, sper să avem drill-uri, sper să nu dormim în noaptea asta, vorba aia, vedem noi cum ne descurcăm, dar, na, vedem, da? Mai adăugăm ceva, băieți? Fire întinse. Ne vedem mâine dimineață. Ah, și cele două capturi au venit la Bila Baltacu. Reclamă sau nu, mă credeți sau nu. La bărful. Absolut. La bărful du Baltacu, la bărful de căpșune de 24. La de 24, da. Da. Și trăsăturile. Și trăsăturile și ce am ratat? Două au fost păsăculeț cu boabă flotantă și două au fost tot pe Bila Baltacu. Da. Deci, ne retragem și sperăm să facem o figură frumoasă. Încă o dată, suntem o echipă nouă în domeniu și neînchegată oricum între noi, așa că experiența e pe primul loc, da? În primul rând acumulăm experiență, jucăm cu echipe foarte valoroase și avem foarte multe de învățat și noi. Încă un stand nou, încă o provocare, dar nu ne-ar strica și nouă măcar o brailer. Ceva ne-ar plăcea și nouă, să nu zic un podium, să zic măcar o brailer. Hai să continuăm, băieți. Doamne ajută. Doamne ajută. E 5 dimineața și patul de nadă cu semințe ne-a adus două capturi, una de 14 la sling. Iată-l. Și mai avem un optar pe la sac, să zicem 7-8 kg și acum va trebui să nădim. Dacă mă întrezi eu cu Adi, ne punem noi pe nădit. O să dăm cam în orb așa cu cobra. Știm că trebuie să forțăm un pic cobra să atingă zona dorită. Deci nu va fi foarte exact, însă nu avem cum să nu nădim după două trăsături în aproape jumătate de oră. E clar că și amândouă de pe pat. Noaptea nu avem voie să nădim decât exclusiv cu cobra, așa că Bila rămâne singura soluție. Solubile, boilers barefoot și puțin fish meal tot Baltacu. Asta avem și aici. Iată. Plus o găleată cu de toate de la Adi. O să dăm amestecat. Aici, claumar solubile acolo. Claumar solubile, da. Ce mai avem pe aici, da. A plecat lanseta de pe pat în timp ce nădeam boilers-uri. Adi în drill. Sunt destul de obosit, da. Nu e mare peștele, dar nu ne interesează momentan. Hai să încerc să și filmez un pic. Ia stai, Adi, să mă bag aici eu. Să vii și temn, cred. Temn? Nu știu dacă o să fie. Vedeam și că vei destul ușor sau mic sau tot. Dragilor, e minciogul greu, trebuie să pun două mâini pe cotor închid. Peștele pe care l-am scos dimineața, întoi în nopți de fapt, dar dimineață, și aveam nu mai mult de 3 kg, este la sac, așa că nu vi l-am mai arătat. Și asta e cam la fel, nu contează, trebuie să ne facem peștii, trebuie să punctăm și la cantitate. De asemenea, o să revin cu o poză la sfârșit să-l ajut pe Robert. Adi s-a băgat la somn, Cătălin încă doarme și am rămas eu cu Robert. S-a prins bine la noi pe sector, avem standul 5 pe care a venit tare din urmă, n-avea niciun pește și acum băieții au vreo 3 mari și încă vreo 2 mai mici.
nu mai stăm așa de bine cum stăteam ieri, dar asta e viața. Dăm înainte, luptăm până ultima clipă. Dragilor, ce să vă zic, un scurt update, vineri la prânz și de azi dimineață de la ultimul pește prins împreună cu Robert, balta că a murit cu totul. Ușor, ușor, acum pe după amiază au început să mai prindă vecinii noștri și noi nu. În ciuda faptului că ne-am păstrat nădirea și ne-am am încercat să ne adaptăm, să vedem ce idei ne vin, le-am pus în aplicare și anume faptul că peștii ne veneau cumva de sus. Da? Am avut trăsături la lanțetele care întâmpinau peștii, patul de nadă fiind un pic sub ele. Am zis să ne ridicăm un pic mai sus cu lansetele și să vedem dacă se mărește numărul de trăsături. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, dar repet, nici balta n-a mers în perioada asta foarte bine, deci n-a fost musai un test concludent. Între timp au început lucrurile să se miște foarte, foarte puțin și stânga-dreapta, dar mai ales pe capătul acolo unde joacă echipele VLC, pe sectorul A, și a fost un pic de spectacol acolo la instant. Am văzut o nădire masivă din partea lor, sigur că având și trăsături e normal, dar suntem și noi destul de pregătiți și am zis că așa ca o ultimă carte, să zicem, să facem un efort fizic. Gândiți-vă că suntem foarte obosiți, am dormit foarte puțin, asta înseamnă cumva și o lipsă de coeziune în echipă, nu avem neapărat programul stabilit, cine să doarmă, cine să facă treabă. În prima seară știți cum e, cu toții aveam program să dormim de la 11, cum s-ar spune, și atunci vă dați seama că a fost destul de greu să ne gestionăm și suntem destul de obosiți. Acestea fiind spuse, este foarte multă nadă de dat, e foarte mult de muncă, se mai întâmplă și astfel de accidente, este absolut normal, exact cum am spus, de la oboseală. Dar așa învățăm, așa ne dăm seama ce lipsuri avem, așa se mai încheagă echipele și așa se ajunge mai departe. Asta vom face acum, o nădire mult, mult mai generoasă, cu aproape exclusiv alună tigrată, pentru că este iarăși o zi frumoasă și sperăm poate să intre din nou tenul pe mâncare și să ne salveze. O șarjă bună la tempe periș, cum am mai văzut și în alte concursuri în care am participat sau cel puțin la care am fost vizitator sau co-organizator. O șarjă bună la ten îți poate salva partida chiar și în ultimele 6-8 ore de concurs. Deci, nu avem absolut nimic de pierdut, asta se face acum, va trebui să trec și eu să-i ajut pe băieți, mai facem curând la rachetă, mai facem curând măcar la recuperat, pentru că efectiv îți pică mâinile. Vă reamintesc că trebuie să țineți cont de tot ce vă spun acum, combinat cu doar câteva ore de somn. Eu personal cred că am dormit 2 ore, 2 ore și jumătate. Asta este, mă duc și eu acolo la băieți și să sperăm că acest hey rup pe care îl facem va da și roade. We'll be right back.
dragilor, la noi pisoi, la ei dulăi, dar nu renunțăm, insistăm și pregătim ceva de mâncare. Vreau să vă fac așa o scurtă paranteză, nu e neapărat ieftin, nu e neapărat scump, e mediu ca preț, dar e foarte, foarte gustos. Aici găsiți o mâncare semi-preparată de la Ozana, asta este vită, există și porc mexican și pui, pe care doar o arunci în tigaie și aștept să se gătească. Nu adaugi nimic, nu faci nimic, este o sursă bună de proteină, un gust extraordinar de bun și se gătește foarte, foarte repede și oricine, dacă este antitalent, cum sunt și eu, pentru că eu nu le am cu gătitul. Un singur lucru trebuie la făcut la ea, mâncat. Mâncată la final, da. Pur și simplu o agiți într-o tigaie până când simți că s-a făcut. Deci vă recomand genul ăsta de mâncare pentru viteză, caserolă vidată, puteți să o băgați la congelator și să vă țină și 4 zile, să o aduceți congelată pe baltă. Și noi avem aici cam 1 kg 200 pentru 4 persoane, cu tot cu... Zi-mă, îmi scapă cuvântul. Cu tot cu garnitură. Adică avem un orez lângă. Dacă nu puneți garnitură și vreți să mâncați doar carne, cred că 1 kg 200 la 3 persoane ar fi bine. Noi suntem 4 și e bine cu o garnitură. E bine că sunt și eu pe dietă și nu mai bine că... E ok, că e ok. Sunt e la okay. Care zic, domne, puțin. Cam asta e atmosfera. Atmosfera incendiară. Atmosfera incendiară aici pe standul 13, Hermes Periș. Da. Ne batem cu glorie la locul 2 și printr-o minune la locul 1. Dar nu renunțăm. Hai să mâncăm. Bineînțeles, minunile se mai întâmplă. Minunile se mai întâmplă, da. Neața, oameni buni. După ce în primele 36 de ore am dormit doar 2, aseară la 10:30 am intrat în cort și am reușit în sfârșit să mă odihnesc. M-au lăsat băieții să dorm legat și asta m-a ajutat foarte mult. M-am trezit la ora 4, evident, pentru că m-am odihnit de la 10:30. Le-am schimbat la ora 4, un pic în beznă, totuși cred că au picat bine, adică ne orientăm așa după fir și au picat unde trebuie. După care le-am mai schimbat o dată la ora 6 și iarăși sunt foarte, foarte mulțumit de zona pe care au picat. Două sunt pe patul de nadă, una pe un platou tare pe care l-am găsit și pe o zonă care ne-a adus până acum cei mai mari pești, iar cealaltă este undeva destul de sus, să încercăm să mai ciugulim un pește la intercepție. Nu e mare discuție despre strategie, pentru că în dimineața asta am fost așa cumva pe la vecini, am discutat un pic cu ei, în afară de standul 16, care clar mai știu ce face, sau eu știu, nu știu, a cunoscut standul foarte bine, pentru că și-au adunat foarte bine pești și au cantitate foarte frumoasă de pește prinsă. Celelalte standuri au cam fost pe ciuguleală, ca și noi, și stăteam și vorbeam cu ei și mă gândeam că am ciugulit și noi, dar în timp ce unii vecini ciugulesc de 15 kg sau de 20 de kg, noi am ciugulit de 3-5-7. Vreau să zic că întotdeauna am pescuit, există și o doză de noroc, pur și simplu anumite bancuri de pești dau târcoale și găsesc patul tău de nadă. Dacă acel banc de pești este de 3 kg, de 5 kg, de 7 kg, asta vei prinde, în timp ce la vecini poate fi nu știu, un banc de pești mai mare, mai grei. Deci trebuie și puțin noroc în pescuit. Asta nu înseamnă că nu ne continuăm treaba, să testăm și să vedem ce funcționează cel mai bine, să învățăm standul cât mai bine, pentru că până la urmă și asta e un obiectiv foarte important și să nu renunțăm. Așa că până se trezesc băieții, nu văd rostul să-i trezesc. Lansetele sunt date foarte bine și o să încerc să pun câteva boilesuri pe fiecare lansetă. Am făcut o nădire ieri destul de bună, de care noi suntem mulțumiți, așa că nu trebuie să suplimentez patul ăla de nadă. Oricum nu este rolul meu în echipa asta să dau cu racheta, nu sunt cel mai bun lansator, nici cel mai puternic, și așa că un pic din cobră, ca să știu că fiecare lansetă are pe ea undeva la 4-5 boilesuri. E o oră magică, e o oră bună, da? Ora de dimineață și ora de seară sunt ore bune în pescuit. Și de asta nu vreau să umblu la ele, sunt date foarte bine, dar vreau să le alimentez cu câteva bile.
Bravo, băieții mei. Încă un ciortan de extra. Arbitrii au venit să cântărească. Când zic ciortan, sunt și eu un pic arogant, așa că parcă ne era dor de un pește îmbrăcat. Frumos. Am 20 ăsta de mele. Are? 18 am zis și eu. 18. Acum. Mâine dimineața, ca să spunem așa, de aproape două noaptea, a intrat frumusețea asta. Băile sub baltacul. Un ciodi ca un mare pescar. Și concursul continuă. Din păcate, ca să spun așa, pentru noi, și vecinii mai prind. Am văzut că s-au mai dat cât un extra cântar și vă reamintesc că extra cântarul este de la 15 kg în sus. Deci, cumva, ne jucăm. Până mâine dimineață ne jucăm. Ultima seară, ultima noapte la Cupa Primăverii. Dragilor, suntem în ultima oră de concurs. Am avut o noapte foarte bună care ne-a ridicat înapoi pe locul 2 pe sector și cu șanse reale chiar la locul 1. O întorsătură foarte frumoasă, aș spune, în favoarea noastră, însă nu e încă nimic câștigat. Ne trebuie un pește mare să câștigăm calitatea și să facem un punctaj foarte bun care să ne propulseze pe locul 1 pe sector. A fost foarte puțin timp de filmat, peștii au tras foarte mult noaptea când am fost extrem de obosiți și n-am reușit să iau mai multe cadre. Cu acest video îmi propusesem să surprind emoția, chinuiala, munca, câtă nadă s-a dat, cât de obosit a ajuns să fii. Robert, săracu, nu-și mai simte mâinile, îl dor toate, Adi la fel, deci suntem de-a dreptul epuizați, însă aseară munca a dat roade, cu mai mulți pești frumoși săriți de chiar de 17 kg, da? Ce să zic, suntem în cărți și doar norocul acum poate să mai facă diferența. O mică schimbare de strategie, ne părăsim patul de nadă care clar s-a împuținat de ieri de când l-am făcut, poate chiar nici nu mai există. Am luat pești de acolo azi noapte și vom părăsi patul de nadă și vrem să urcăm cu toate lipite de mal la intercepție, pentru că ne trebuie un pește mare, poate doi, și de acolo am luat pești destul de frumoși. Deci ăla e clar culoar de trecere, malul opus e clar de abordat primăvara, nu mai avem nimic de pierdut. O oră la un boile sub baltacul de 24 sau de 20, să vedem ce potrește adică el se ocupă și Robert ne ajută la lansat, eu mai cu filmatul, mai cu treaba prin tabără și tot la fel. Hai să vedem ce se întâmplă. Repet, puțin noroc și incredibil, de pe locul 3-4 pe sector avem o șansă reală la locul 1. Dragilor, a venit și momentul finalului. Ne luăm la revedere de la standul 13. Repet, un stand pe care nu l-am mai pescuit niciodată. Concursul este la final. Nu știu care va fi rezultatul, pentru că încă nu s-a publicat acest clasament de final. Tocmai a trecut ultimul cântar. La un moment dat eram la un pește de locul 1 și locul 1 pe sector, care cred că ne trimitea pe locul 3, pe locul la 3 la general, intram și în bani, dar acel pește n-a venit. În concluzie, chiar cred că am pierdut și locul 2. Aflăm imediat. Dar a fost o luptă strânsă, o luptă frumoasă, nu băieți? Da. Cam obosiți toți, nu? Ăsta e adevărul. O luptă strânsă și hai să zicem în felul următor, câteva concluzii, mi le notase chiar pe telefon. În primul și în primul rând, balta a mers slab, în primul rând. Deci n-a fost unul din concursurile mari pe care Hermes Periș poate să le dea. Da? Balta general a mers slab. În general a mers slab. Două standuri. Da, da. Am prins o răcire bruscă de temperatură, ceea ce a făcut ca peștele să migreze de pe apă mică, de pe standurile 23-24, așa, către capătul cu apă adâncă, standurile 1, 2, 3, 4, 5. S-a și văzut lucrul ăsta pe lângă faptul că acolo au fost pescari cu experiență. Au avut clar capturi, dar și ei au știut să gestioneze, că sunt foarte buni. Da. Pescari de lot național. Lot național, exact. VLC, băieți, campioni, VLC. Adică, da. Deci lucrurile au fost clare. S-a răcit temperatura brusc câteva zile la rând și peștele a făcut această migrare. Noi am fost un stand de mijloc, clar un stand de tranzit, pe care l-am pescuit cât de bine am putut. Să zicem și că ne-am găsit punctele slabe. Am văzut că mai avem de lucrat la sudarea echipei, la punerea la punct a echipamentului, da? Să sperăm că data viitoare nu vom mai avea ghinionul de a pierde primii patru pești, care gândiți-vă unde eram poate cu cei patru pești. Asta poate era pe podium. Da, și eu cred că ne băteam. Cel puțin cel la mal. Faptul cum ne-am organizat prima zi. Asta ne-a costat. Ne-a costat mult. Răgirea, târzie, mă rog, multe. Au fost multe pe care a fost greu să le surprim pe cameră, pe care noi le-am înțeles în urma acestui concurs. A fost greu să le surprim pe cameră pentru că, bă, e foarte mult de muncă.
numai să dai cu racheta atâtea kilograme, avem dureri peste tot, de brațe, tot timpul era ceva de făcut în tabără, de-abia aveam timp să luăm o pauză să mâncăm cu toți. Da, pentru că ca să particip la un astfel de concurs trebuie să ai o disciplină militară. Exact. Eu personal consider că eu unul nu sunt încă la nivelul ăsta. Nici eu, și nu. Și nu știu dacă o să fiu. Mi-am și văzut nivelul cu ocazia asta, competițional, unde mă încadrez. Adică e foarte mult ca și echipă să formezi disciplină. Ai nevoie de multă disciplină care nu avem încă. Pentru omogenizarea înseamnă multe concursuri împreună. Exact, caractere care trebuie ajustate. Lucrate, normal, să fie om cu om care să înțeleagă bine. Așa este, așa este. Pentru că nervii sunt întinși. Când se rupe o lansetă, face perucă un spot și ai pierdut trei pești, imaginați-vă că nu-ți mai arde de vai, ești prietenul meu, îți cam vine să... Și când ești obosit, se amplifică tot. Și dacă știi să-ți controlezi asta... Da, da. Cam astea sunt concluziile noastre. Gândiți-vă că eu personal sunt abia la al doilea, hai să zic al treilea concurs mai serios la care particip. Adi are câteva, are puțin mai multe. Robertu, al doilea, al doilea și așa mai departe. Uite, salutăm colegii de... salutăm colegii și trebuie să ne luăm la revedere. Eu sunt la al treilea. Tu ești la al treilea, nu? Deci suntem foarte la început, foarte la început. Sper ca următorul concurs la care particip să reușesc să surprind cadrele de care vă povesteam, să înțelegeți certurile alea, emoția aia, tensiunea aia și apoi vezi cum te ridici și cum scazi în clasament. Toate astea sunt foarte greu de surprins pe cameră. Le-aș fi surprins dacă n-ar fi trebuit să particip și eu cu tot ce se poate. Faci monturi, ce ai de făcut. Poate data viitoare fiind mai omogenizați, am eu mai mult timp și concursul să meargă bine doar cu voi trei, ca să vă filmez cum vă înjurați, cum vă ziceți de mamă, de tată. E amuzant, să știți. Am ajuns acolo, glumeam. Dar nici mult nu mai avem. Hai să mergem la premiere. Robert, trebuie să zici tu două cuvinte. Cum te-ai simțit totuși? Yes. Ți-e somn, nu? Așa e. Cât am dormit? Hai cu asta închei. Cât am dormit eu? Nu știu. Eu am dormit... am dormit două ore maxim. Adică dimineața. Deci eu am dormit în primele 3-6, am dormit o oră cu o oră, două. După aia m-ați lăsat să dorm 6. Deci 8 ore am prins eu. Și azi noapte, greu că ne-am trezit. Ne-au trezit peștii cam la o oră pe noi. Deci am mai prins de la 4, 5 până la 8. 5 jumate, eu oricum n-am putut. Tu ai prins mai puțin somn decât eu. Eu n-am mai putut să dorm. Vreo 2 ore am reușit asta. Dar am mai dormit. Dar întâmplarea concursului este eu am adormit. Da, asta a fost tu ai, da. Cătălin încărca racheta, băieții dădeau și efectiv la amuțăit pe scaun. Și eu întreb, ce faci, nu mai încarci? Și el zice, se trezește, stai că un pic am adormit. Stai un pic că m-a țipit pe... Bine, și aici era scaunul. A fost tare de tot. La fazele astea mă refer că erau frumos de surprins pe cameră. Nu ne mai lungim, hai la premiere. Vedem clasamentul final pe cel loc am ieșit. Și cum trebuie să fie și fair play și frumos, să felicităm câștigătorii. Absolut. Hai, doamne. Standul 11, Predator Fishing. Felicitări. Bravo, băieți. Ia sus cu acolo. Bravo. Bravo. Voi trebuie să ai și gol. Locul 3, VM Pro Card Team, standul 15. Bravo. Mai mult am băut. Mulțumim pentru vin. Da, a făcut una direct. Da, cine mai a făcut una? Care a făcut? Captura competiției cu Omar Pescar. Și în același timp locul 2 general revine standului 23, Bucovina Suprem, Johnny Radu Alexandru. Bine, Johnny, bravo. Bravo, băieți. Felicită, Radu. Greu cu suferința acolo, dar asta e. Suferința că l-a sprit pește, am înțeles. Bine că ai zis. Extragere erau numai frizi, poți să omorâi. Toți erau... Bravo, băieți. Best 3 și locul 1 general, VLC Carp, Claudiu Costache, Valis Burlan, Bogdan Cernica. Bravo, băieți, felicitări. Best 3, am spus, best 3. Felicitări. Vă mulțumesc pentru participare, pentru fair play.
Iată, unul ia două. Hai, unul ia două. Hai și lui Iuda una. Hai la o poză de final, toți. Ne luăm 10 kg să avem să începem. Și primul lucru... Gata, băi, felicitări! Felicitări, băieți! Dacă vă faci și voi. Felicitări, Cătălin, felicitări pentru tot ce ai făcut. Super concurs. Cum a fost? Concurs bestial și am învățat extraordinar de multe în concursul ăsta de meule. Mă bucur că am fost pe stand cu pește, că am văzut de unde ne vine, că am văzut ce trebuie să facem. Pentru că dacă eram pe stand fără pește, cum a fost oala pentru câțiva dintre ei, n-am fi învățat nimic. Am fi zis, păi, ne-am făcut bine, dar oricum n-am avut pește. Faptul că am avut pește ne-a dat foarte multe lecții. Și am învățat și am văzut unde am greșit. Da. Serios, asta e foarte important. Dacă era standul pustiu, plecai acasă zicând, am făcut bine, dar n-am avut pește. Noroc că n-a fost standul pustiu, că învățam niște lecții. Pare foarte. Ce să vă zic, felicitări băieți, bravo. Sunteți forță. Hai, ok.